Hello, gorgeous men, de data aceasta, Dr. Nico Ferrariusun de la SomaClin. Pentru că ediția trecută a fost o ediție care s-a adresat eminamente femeilor, am zis să fiu corectă și să nu fiu părtinitoare cu niciunul dintre sexe și să adresăm această ediție domnilor. Și pentru că se apropie sezonul cald, o situație frecventă este aceea de hipersudorație. Hipersudorația este o condiție permanentă care afectează mai frecvent bărbații decât femeile. Nu înseamnă că exclud doamnele din acest video, dar mă adresez domnilor de ce? Din același motiv pentru care prima ediție a fost ediția despre labioplastie, și anume acela în care există încă la noi în țară anumite subiecte tabu și din aceste subiecte tabu domnii sunt foarte panicați atunci când trebuie să ajungă într-un cabinet de dermatologie sau într-un cabinet de chirurgie estetică pentru că sunt judecați. Hipersudorația este o condiție medicală și este o condiție care poate să ne afecteze activitățile curente și care ne scade stima de sine. Pe lângă faptul că nu mă simt bine dacă eu transpir excesiv, indiferent de sezon, bineînțeles că în sezonul de vară hipersudorația este accelerată, este accentuată. Pe lângă acest fapt, bineînțeles că nu-mi place să împătesc tricourile, să nu pot purta un tricou, nu știu, blămarin, dau un exemplu. Cele mai frecvente zone care suferă de hipersudorație sunt axilele, palmele, tălpile și bineînțeles că cei care au mușchi frontali foarte bine dezvoltați și fac sport vor transpira și de la nivelul frunții până în momentul în care vor efectua un tratament Botox. Ce înseamnă tratament Botox? Înainte de tratament ar fi de preferat ca atunci când vorbim despre axilă să îndepărtăm părul de la axilă înainte să venim pentru tratament. Odată ajuns în cabinet, se aplică o cremă anestezică cu care pacientul stă timp de 20-30 de minute, astfel încât să fie cât mai puțin dureros. Pentru tratamentul Botox se folosește o seringă de insulină cu un act care este, în comparație cu degetul meu, înțelegem cam cât este de mic și cât este de fin. Și cu ajutorul acestor seringi se introduce substanța în câteva unități per punct de injectare și se aplică uniform pe toată zona pe care o dorim tratată. Cea mai mare durere a pacienților este durerea. Cât de dureros este tratamentul Botox? Ei bine, la nivelul frunții, de cele mai multe ori, tratamentul Botox se aplică fără niciun fel de anestezic, de unde tragem concluzia că se simt mici ciupituri. Asta înseamnă că e foarte, foarte puțin dureros. Este bine tolerat și nu putem vorbi despre durere atunci când vorbim despre Botox. Atunci când le aplicăm la nivelul axilei pentru hipersudorație sau la nivelul palmelor, tălpilor, da, există pacienți care suferă din cauza hipersudorației la nivelul palmelor și la nivelul tălpilor, atunci aplicăm o cremă anestezică pentru 20-30 de secunde și atunci tratamentul este aproape imperceptibil din punct de vedere al durerii. Post-tratament, efectele adverse sunt foarte puține, poate apărea, de exemplu, o ușoară cefalee în ziua tratamentului, un eritem la nivelul zonei de injectare și simptome flu-like destul de rar, iar odată ce botoxul intră în acțiune, vorbim despre câteva luni cu efect foarte bun asupra hipersudorației. De obicei se folosește Dispor ca substanță cunoscută comercial, dar există și alte formule de toxină botulinică tip A care se folosesc în tratamentul hipersudorației. După intervenție, avem nevoie de câteva zile pentru că botoxul intră în acțiune între 5 și 7 zile. Și pentru că este foarte important ca de fiecare dată să-mi spun și eu punctul de vedere,
Eu recomand efectuarea tratamentului cu Botox pentru hipersudorație în sezonul de primăvară, deoarece hipersudorația ne afectează mai mult în sezonul cald. În momentul în care tu ai efectul Botoxului asupra zonei care suferă de hipersudorație și nu mai ai nicio problemă, pe tine nu te mai deranjează hipersudorația proprie, vei fi cel mult deranjat pe transpirația celor din jur.